am să vă povestesc de ce suntem aici. În ținutul acesta, acum zeci de ani, trăiau triburi de aborigeni. Acum s-au emancipat. Au afaceri, conduc mașini de lux, au fabrici și uzine. Dar pe vremuri, lacul răsuna de muzica pe care ei o cântau, la instrumentele lor tradiționale, de bambus. Hai să-i auzim! Ce tare, cred că se mișto. Chiar îmi plăceau ținutele. Și era lor. Foarte fain că erau desculți, pentru că triburile sunt foarte legate de pământ, pentru că, practic, pământul reprezintă viața. Se zice că dacă umbli desculți pe pământ, ai o conexiune te încarci cu toată energia. Am crezut că e o chestie demonstrativă, așa. Mi se aduc pe tavă niște tradiții de pe aici. Sună interesant. Nu mai e nimic doar de dragul de a ți se arăta ceva, că vezi, Doamne, simți tu nevoia. Nu, întotdeauna când e vreun dans sau un spectacol sau ceva, cu siguranță va trebui să faci tu. Și stăm cu ochii să vedem ce se întâmplă. Ce dubios, cum ce nu are ritmul? Simpaticilor, hai să spargem gheață, să mai odihniți. Fii atent la rând, Fărin. Da? Și el? Care nu există. Acolo. Nu cred așa ceva. Nu există rând. Acolo faci muzică. A traditional song from Romania. Mama mea e florăreasă, vin de florile din piață. Ceva mai urât decât Mama mea e florăreasă nu există. E o piesă urâtă, dar ei au făcut-o și foarte frumos. 10 au schimbat text. Mama mea e din Taiwan, astăzi a spălat un geam. Sper că o să găsim monede, dacă ochii mei mai vede. Apoi să beau. Vreau monede, vreau. A făcut text, bravo, da. Și apoi să beau. De ce-ați bate, ne-i cabate, dragostile mele toate. Dragostile mele toate. Șarai mai și șarai mai. Thank you! Eu n-am fost la asta mulțumită de numărul nostru, evident, pentru că eu trebuia să cânt și cu vocea, trebuia să bat și cu instrumentul ăla, să țin ritm, era foarte greu. Deci mă durea mâna la un moment dat și trebuia să mișc și un shaker cumva în contratimp. Tu puteai să mai faci niște intervenții pe care ți le-am propus. Dar de ce nu mi-ai zis asta? De ce nu mi l-ai zis atunci frumos când făceam repetiții? Pentru că n-am avut cu cine, că tu te-ai enervat foarte tare din prima. Nu, că spuneai urdea, că spuneai, uite, Cătă, fă așa, ia ăsta și fă uite așa cu el, ia fă așa cu el. Nu mai și eu îți făceam, dar tu nu știi să-mi spui așa. Și trecem acum la Alex și Radu. Oh my God. Pregătiți simpaticilor! Hello, guys! Hello! This is the blue team! They are not singers, yeah? Okay, we're not singers. We're not singers. Noi suntem singuri care nu avem niciun cântăreț autorizat, așa că mi s-a părut de bun augur să anunțăm că nu suntem cântăreți. So, what you need to do is... Okay, that's good. Noi am încercat
cu subliniere pe încercat, să reproducem ritmul de la We Will Rock You, care eu, care sunt mai umblat prin oraș, știu că se face cu două picioare și apoi se bate din palme, și am încercat să mimăm chestia asta cu instrumentele noastre cumva. Iar apoi ne-am gândit că e prea puțin și am mai pus cumva să adăugăm niște mișcări de limbo. Go! Here for him! What is that? Again! Let's go lower. Again! Lower! Lower! Again! Is that good? Go! Let's go! Bravo! Mulțumim frumos! Ei chiar s-au descurcat mi foarte bine. Mi s-a părut foarte fain. Măi, tu ai ieșit bine, nu știu. Eu l-am simțit bine. Lui Radu a ieșit, a trecut pe sub balamaua aia. Ești cumva un pic invidios pe el? Da, mă, are mobilitate mult mai bună ca a mea, normal. Pe scară de la 1 la 10, ce nu te-ai dat? Pe scară de la 1 la 10 aș da un 5. Ca la școală, nu poți să fii bun la toate. Poți să fii bun la anumite materii. Acum, partea a doua e că noi suntem la foarte multe subiecte. Suntem foarte de 5. La văzlit, la urcat trepte, la puzzle, la momente artistice. Deci probabil suntem la liceu greșit. Nu știu ce se întâmplă. Dorin și Răzvan. Ah! Haideți, simpatice, că sunt foarte curioasă. E, grina! Yeah! Stai că nu mai știu puțin, am instrumentele. Și unde stau, bă? Aici trece partea asta, că așa ne-am învățat. Nu știu da? Să când în stânga. Ideea e că am mers pe o variantă de al Sorin, foarte bună de altfel. Zor de ziua să revarsă, acum mă întorc acasă. Și mă cer cu nevasta, unde am stat toată noaptea. Dar nevasta mai drăguță mă ia în brațe, mă desculță, îmi dezbate hainele și-mi plestea băzii. Numărul lui Sorin și Lozana a fost epic, mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut poziția lui Bonte, cum stă el și cânta și cum făcea Fodor cu șeica. Ca bătut vântul și ploaia și m-am trezit la Sinaia. Iartă-mă, nevasta mea, că ți-am făcut viața grea. Dar nevasta mea drăguță mă ia-n brațe, mă desculț, îmi dezbacă hainele și-mi blestamă mâinele. Dar nevasta mea drăguță mă ia-n brațe, mă descurc, îmi dezbracă hainele și-mi blesteamă mândele. Yeah! Thank you! Thank you! Sisia! Yeah! Yeah! I-am văzut că erau bucuroși, beleau ochii la noi și... Da, mă, am încercat și noi să mai dăm dăm fund, să ne mai zbângâim pe acolo, să face lumea să se simtă bine, că asta e important. I-am spart. Și i-am bineînțeles, fii cu Ștefania. Hai, lua. Noi ne-am gândit să construim un moment amuzant, să cucerim publicul, doar că în limba lor nu știu cât de amuzant era. Ia uitați-vă cu toții la ia-ia-ia-ia! Cum a târât în nația! E tânără și vrea final, la 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 la. Ștefania, cichila ca cichicea, cica, cica, cichit, să-i uzi! Cred că s-a uitat la mine, ce cu bălanul ăsta, mă, ce vrea să zic aici? Tu erai o fată leșinat pe acolo din cercul să dansezi, n-aveai nici tu niciun talent. N-aveai. Ritmul îmi ieșisem din ritm. Hey! Mulțumim frumos!
Shay Shay! Shay Shay! Eu mă gândeam că Cicalaca Cichicea, fonetic, sună un chinez un pic. Eu așa ziceam lui Jackie Chan. Cichician. Cicalaca Cichicea, e posibil că aia să înțeleagă ce ori vrea. Cicalaca Cichicea is like Chinese, right? Cichicea! 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 Bă, i-am făcut pe oamenii să zică Cicalaca Cichicea? I-am făcut, da. În momentul nostru era un pic în pericol. Din ce am simțit... Adică ție ți s-a părut că al nostru până atunci era cel mai bun? Bă, mie mi-a plăcut așa. Na, poate sunt mai să râs, dar și mie. So, you have to vote with the team that you like the best, yeah? Choose only one color. Red, green, yellow, blue, yeah? Domnule, Cichila, Cichicea asta. Yes? Cerșește voturi. Haide, cerșește pe un dans, îți dau bara. Three, two, one. Vote! Yeah! Avem și noi ceva verzi? Avem, avem una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ține verdele, ține verdele, așa poate să răzgândește vreunul. Ține verdele. Votul, din punctul meu de vedere, a fost pe sex. Și când zic asta, mă refer strict de vedere. Toți bărbații au votat cu echipele în care erau femei și toate femeile au votat cu echipele în care erau doar bărbați. Pentru mine a fost foarte mulțumitor votul, pentru că am văzut că profesioniștii din acest public au votat albastru, ceea ce m-a mulțumit. Oamenii cu siguranță introduc în numărul lor mișcările noastre de limbă, pentru că funcționează, domnule, la public ceva, n-ai văzut așa ceva. Cele mai multe voturi le au Răzvan și Sorin. Dar Stig și Stefania au câștigat jocul. Și au 10... Deci au 10 voturi în plus. Mai lu, bă, au 11 voturi de la jurați și 10 de la joc. Asta înseamnă 21 de voturi. Okay. Da? Deci ei vor pleca primii. La fel cu amuletă înainte, ei pe primul, noi pe doi, ei pe primul, noi pe doi. Acum iar la fel, noi primii, dar de fapt pe doi, adică pe bune. După ei, Sorin și Răzvan. De la o vreme, cu acel nu mai înțelegem cu Spic și cu Ștefania, tata. Bă, prieten, prieten, dar în finală îi rupem. Doamne ajută dacă ajungem până acolo. Normal, Doamne ajută, să ajungem. După aceea vor pleca Ada și Cătălin, iar ultimii la 5 minute după Ada și Cătălin, Alex și Radu. Wow. Suntem șocați. Că plecăm de pe ultima poziție, Radu. Șoc. Încă o dată plecăm. N-am mai plecat niciodată în Ice Express de pe ultimul loc. Oare cum, cum o să fie? Cum o să fie? Vă urez succes! Mulțumim! Mulțumim! Ați fost minunați! Mulțumim! Thank you, guys! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Shin Shin Friends! Thank you very much! La revedere, dragi! Trăiește mare aventură Asia Express pe antena play.ro. Ai episoade integrale, fără pauze publicitare.